mania de a fixa un ciclu și încerc să-l duc la capăt, până la un moment dat. După aceea, iarăși îl reiau, după un an, doi. Nu? Ei, așa se întâmplă cu ciclul zbor peste Cucuteni, nu? Cu mirabila sămânță, după un vers inspirat din Blaga. Și cel mai amplu ciclu, au zis de fluture că este o respirare care este inspirat din poezia lui Nichita Stănescu. Păi sigur că m-a marcat foarte mult, am aproape tot ce-o scris și chiar mai mult. Și expoziția de acum are ca titlu tot un vers, un fragment din vers din Nichita Stănescu. De aia se cheamă Un anotimp, un an, un timp. Aici cu poezia lui Stănescu este una din poeziile cele mai cântate, folosite, s-au folosit chiar și în filmele românești cândva. Mai lasă-mă un timp. Și mi s-a părut că dă bine, pentru că un anotimp, deci am anotimpurile le-am pe simeză, nu? Mă urmează primăvara zilele astea să văd dacă mă descurc. Un an, e vorba de timp, împlinesc 65 de ani. Un an de la expoziția de anul trecut s-a împlinit. Și un timp, da, un timp, timpul care trece, un timp în care, sigur că fiecare se străduiește să ducă la bun sfârșit ce a început, sau să continue măcar. Ochii aia doi care se repetă și, știi, starea aia, știi, și dacă mai sunt doi și încă doi și încă doi și încă doi, cum de altfel se vede și într-un tablou, creează și o stare specială. Nu știu, interpretări pot fi multe, adevărat, dar deocamdată în ceea ce mă privește este un mijloc foarte decorativ. Adică de exploatez. E, dar cu bufnițele astea e problemă că și florile s-au început să se transforme în bufnițe la mine. Un cactus care de fapt e bufniță. Sau, mă rog, invers. Merile fac parte din mirabila sămânță, evident. Da. Și mai ales merile tăiate. Am așa o plăcere sadică de a tăia mărândouă despre mirabila sămânță, sigur că da. Bine, dar fac ce fac și ajung la Nichita Stănescu, pentru că, bine, bineînțeles că nu întâmplător am ajuns acolo, pentru că Nichita mi-a transmis foarte, foarte mult din poeziile lui, care în aparent, prima dată când am luat contact, nu înțelegeam. După aceea, încet, încet, am început să văd că, într-adevăr, are multă consistență, e mult poet, un poet cu adevărat. De trei ori ne-am întâlnit, n-am fost prieten, n-am stat de vorbă decât în limitele strictului necesar, nu? La lansări de carte, atât. Odată era prin București într-un bar cu Sorin Dumitrescu, dar parcă mi-a fost așa jenă, că ei aveau probleme lor să mă bag, deși cred că ar fi fost minunat. E un tip care sociabil și nu se dădea înlături de a sta de vorbă cu cineva dacă constata că acel cineva avea cu cine sta de vorbă. Petre Diaconu, nici nu știu de unde să încep, nici nu știu dacă să încep cu omul Petre Diaconu, să încep cu pictorul Petre Diaconu, să încep cu prietenul Petre Diaconu. Oricum, cred că toate și-au locul. În câteva cuvinte, în genul un mare prieten, un extraordinar om și din punctul meu de vedere, nu neapărat al specialistului, dar al omului îndrăgostit de frumos, un foarte fain pictor. Deci a venit la kilometru zero? Spre onoarea noastră, i-a plăcut ideea, i-a plăcut ce urma să se întâmple la kilometru zero. Are legături adânci în muzica pe care Kilometru Zero o aduce și o promovează. Și atunci, nici una, nici două, a început să facă parte din Kilometru Zero de la startul kilometrului,
și în continuare. Bună ziua și bine ați venit la o nouă recoltă, Petrică Diaconu. Am avut ani cu mere, am avut ani cu bufniți. Acum rotația culturilor cred că nu prea a funcționat bine, că a început cum se cheamă în genetică, să se încrucișeze, că bufnițele se transformă în cactus, ceva care probabil anunță o schimbare de stil sau... Cu o groază de bucurie care mi-a adus numai de cazuri. Dar brusc am scos-o din telefon. O să ne spui mai multe despre asta. O expoziție Petrică Diaconu în care eu nu știu ce să mai spun, pentru că ea 10-a, 11-a, pe care o tot comentez. Nici eu nu mai știu așa. Și el este tot Petrică Diaconu. Da, în care ascunde, o expoziție în care ascunde vreo două surprize. Dacă e să fac o clasare, deși nu mai îmi plac lucrurile astea, dar așa se poartă, de la minimalismul lui postmodern, hai să spunem așa, că pe acolo este, cu ce ne-a prezentat până acum, poate să fie tabloul ăsta și mai este unul mic lângă geam, nu se vede acum, pot fi un pas înainte sau un pas înapoi. De ce? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că circula o vorbă a cuiva care spunea că minimalismul e renunțarea la marile teme. E foarte bun. E verde... detoxifiat. Așa. Aici chiar că am o problemă. E gata, aici am o problemă. Că dracu să mulțesc bufnițile. N-am lucrat cu bufnițe. Toată lumea se așteaptă să vadă bufnițe lângă bufnițe și eu n-am nicio bufniță. Și am că fac mai multe aici ca să aibă. Sau o promisiune post-postmodernă în maniera lui Petrică Diaconu, din care vom vedea ce o să ne arate în viitoare expoziții. Mai la iarnă, mai la toamnă, pot să vă spun un secret pe care nu-l știe nici el. În atelier
Sunt mai multe din, din suita asta, da? Da. De unde am aflat, nu vreau să spun. Laurențiu, ce zici? Mai treci pe aici sau nu mai treci? Dar de ce nu crezi? Nu mă zici, țigări mai are. Da? Să te nu mai dacă mai are țigări. Dacă mai are țigări, nu o să mai aibă. Nu o să mai aibă mâine. Nu? Nu mai are. Nu o să mai aibă mâine, că îl fumezi tu azi. Deci, suntem în universul lui, lui Petrică Diaconu, cu, în care, sigur, marile teme, din, dintre marile teme, lipsește persoana. Lipsește personajul. E o expoziție de impresii, de stări bine strunite. Ca să, dacă tot am început cu un citat, pot să mai amintesc pe cineva care spunea că important până la urmă nu e subiectul, ci materialul cu care lucrez. Și ideea că nu e obligatoriu să ții tablou șevalet, poți să-l ții și în mână, știi? Cel mai ales vine în fel așa, știi, în mână, decât pe șevalet. În cazul lui Petrică Diaconu, care este un artist și un artizan, contează, nu făceam nicio aluzie la masa asta, contează foarte mult felul în care știe să folosească materialul. Un pictor de șevalet, și el este și un pictor de șevalet, în mod tradițional e atras, presat, captat, capturat de pânza în fața căreia se află. Da, aici n-am numărat încă bufnițele, dar o să le număr. La urmă să vedem câte sunt. Lumea trebuia să fie la un moment dat zgâlțită, pentru că prea se simțea bine în expozițiile lui, pe care le, în maniera pe care o știm. Da, e... Petrică Diaconu e lângă mine. Prea întotdeauna știi omul când e gata. Da, e cam gata. Am să te explic despre ceva. Deci, am pornit de la ideea cine a fost întâi, ou sau găina, nu? Ca să răspund la întrebare, sau mai exact, ca să nu răspund la întrebare, nu? Deci am făcut un ou unde și pasăre și ou. Și n-au decât să stabilească care a fost primul, ou sau găina. Așa. Nu? Da, acum, fiindcă tot ăsta e un ciclu care ar trebui să aibă vreo 10 tablouri, dar nu să reușesc că până la expoziție să fac 10, dar în schimb pornesc. Da, și dacă data asta am pus 3 ouă, 3, nu știu de ce 3, probabil că de la Minulescu mi se trage cu 3, 3 de alea, 3 de alea, 3 de alea, 3 ouă și în spate sigur că iarăși o întrebare fără răspuns. Asta e găină sau ou? E pasăre sau ou? Deci, până la urmă, parcă ar fi pasăre, dar nu e pasăre. Deci, cum am zis, am răspuns perfect la întrebare. Cum nu a răspuns nimeni, nu văd nici ce răspund eu. Ei, aici cam gata așa de la compoziție, puțin tematică, dar nu întotdeauna toate ideile poți să le dai, nu, genial, așa că
Ei, și, bineînțeles, păsările mele sunt într-un mediu prielnic mie, adică în vegetație abundentă. Și dacă tot sunt în vegetație, până și aripile tot din frunze sunt, ca să nu încurc natura prea mult. Ei, și totul, am urmărit să fie și puțin decorativ, să fie, nu? Chiar dacă este o idee, să aibă și un pic de șarm, ceva așa. O ceva de neînțeles, cât de cât.